Vă salut, prieteni! Eu sunt Ștefan și în acest tutorial vă voi arăta cum puteți afla ce placă video aveți pe calculatorul sau laptopul vostru. Vă voi prezenta 4 metode prin care puteți să aflați informații despre placa noastră video: Device Manager, DirectX Diagnostic Tool, SPECIE și GPU-Z. Prima variantă prin care puteți să aflați ce placă video aveți pe calculatorul sau laptopul vostru este accesarea Device Manager. Pentru aceasta trebuie să dați click dreapta pe My Computer, Proprietăți, Device Manager, Display Adapters. După cum observați, vă este afișată denumirea plăcii voastre video. Dacă nu găsiți My Computer, puteți să dați click pe Start, Computer, click dreapta proprietăți, din nou vi se va deschide fereastra Device Manager, Display Adapters și veți afla denumirea plăcii voastre video. O a doua variantă este folosirea DirectX Diagnostic Tool. Dați click pe butonul de start. În căsuța de căutare scrieți DX Diag. După cum vedeți, s-a deschis DirectX Diagnostic Tool și la secțiunea Display sunt redate informații despre placa voastră video. Ce placă video aveți, cine a produs-o, memoria plăcii video și așa mai departe. A treia variantă prin care puteți să aflați informații suplimentare despre placa voastră video este folosirea programului gratuit SPECIE. Deschideți programul și la secțiunea Graphics aveți informații despre placa voastră video. Despre rezoluție, memorie și așa mai departe. Acest software îl puteți downloada de pe site-ul piriform.com. Dați click pe Download. Dacă doriți mai multe detalii, puteți să folosiți varianta profesional. Eu am downloadat pentru acest clip video versiunea free. Vă alegeți site-ul de pe care doriți să downloadați softul. După care downloadați pe calculatorul vostru. Și a patra variantă, GPU-Z, oferit de TechPower, la secțiunea Graphics Card. Aveți denumirea plăcii video și alte câteva date care vă pot interesa. Softul puteți downloada de pe site-ul Tech Power Up. Aveți mai multe detalii în această pagină. Click pe butonul de downloadare. Download. Instala softul, după care aflați informațiile dorite. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, puteți să lăsați un comentariu. Iar dacă v-a plăcut acest clip video, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru noi tutoriale.